În prezent, certificatul verde este obligatoriu pentru aproape orice activitate, printre care regăsim și sălile de fitness. Astfel, din cauza acestei măsuri impuse, micii întreprinzători din orașul nostru și-au pierdut majoritatea clienților și mai exact singura sursă de venit. Sălile de fitness fac parte din categoriile de activități la care nu putem lua parte fără prezentarea certificatului verde, deși de-a lungul timpului specialiștii au evidențiat faptul că mișcarea este foarte importantă pentru un stil de viață sănătos. Astfel, dacă perioada de după sărbători era benefică din punct de vedere financiar pentru patronii acestor afaceri, acum lucrurile s-au schimbat și obligații de împrejurări au ajuns chiar să-și refuze clienții care doresc să mai vină la sală. Era vorba aceea că după sărbători mă apuc de sală. Și până în pandemie, într-adevăr în luna ianuarie, toți administratorii de sări se scoteau. Acum nu se mai scot. Pentru că uitați-vă la ce în sală, chiar dacă după sărbători au fost zile libere, au fost zile de ridicare a restricțiilor în care lumea a mâncat, a băut, a pus ceva pe abdomen, din păcate n-am putut să mai vină la sală. Nu uh, vă arăt mesaje, lun, uh, aproape sfârșitul lunii este, 30 de persoane le-am refuzat. Deci, îți dai seama ce am ajuns eu să mă roage omul cu bani și eu să-i spun nu veni. Bani pe care statul îi poate impozita. Se poate folosi de ei, dar eu nu, nu pot să, să aduc un om la sală, îi refuz să vină deoarece nu are certificatul acesta de vaccinare. Hai să zici că, mă rog, putea măcar la copiii până în 16 ani să-i lase să vină și fără așa. Totuși e un copil. La școală cum se duc? La școală de ce sunt acceptați să vină pe aceste teste de salivă? Putea să vină copilul așa frumos și la sală. Dar, din păcate, trebuie să ne conformăm, trebuie să respectăm și reguli și, într-adevăr, 30% din capacitate, atâta față de altă dată când vine la sală, atât mă mai vin mie. Adică am ajuns să ai pe lună în jur de 40-50 de clienți. Alexandru Ivașcu este unul dintre micii întreprinzători ai orașului nostru, care deține o sală de fitness, iar în prezent această afacere este singura sursă de venit. E foarte greu, dar ne conformăm, poate, poate unii s-au mai vaccinat, au început să-ți mai vaccineze, au conștientizat că hai să facem, dar nu, e, e, e foarte greu. Însă, de cealaltă parte, sunt și alți iubitori ai sportului care, în ciuda restricțiilor impuse, nu au putut să stea departe de sala de fitness și au ales să se vaccineze doar pentru a-și putea continua stilul de viață sănătos. Sunt clienți care s-au vaccinat doar ca să vină la sală? Da, chiar acum a plecat să se schimbe, da, s-a vaccinat ca să vină la sală și e copil. A zis, nu pot, Alex, asta este, am avut, mă rog, unii părinți sunt reticenți, eu nu sfătui pe nimeni, nici să-l facă, nici să-l facă. Eu l-am făcut de bunăvoie și obligat de împrejurări, dar nu sfătui pe nimeni, nici că e bine, nici că nu e bine, nu sunt eu în măsură să dau astfel. Aveți doctori, aveți oameni care sunt în domeniu care pot să vă dea sfaturi. Eu vă spun că mulți s-au vaccinat și doamne și copii ca să vină la sală. Deci Acum nu știu dacă e bine, dacă e rău, dar pentru mine e bine, că au început să, să mai vină. Dar, în schimb, să știi că e, e foarte greu. Spus, în luna ianuarie nu aveai loc la ora asta, terminau copiii școala, deci, uite, și tu, doi, trei oameni și seara la fel. Deci nu este. Încercăm să supraviețuim, încercăm să respectăm, dar așteptăm. Poate se mai schimbă ceva, dar eu am spus, măcar pentru copii de la liceu, până în 16-17 ani. Așa cum la școală îi primești cu teste, putea să lase și măcar în sală. S-a demonstrat și că în sale de fitness e cel mai mic risc de a te îmbolnăvi. Pentru că ai văzut și tu, am o durere de burtă, am o durere de cap, a, a, nu mă mai duc la sală după ce că și așa, abia vin, abia aștept să dea o boală de asta ușoară mine, să nu mai vină. Deci, omul bolnav nu poate să vină la sală pentru că trebuie să facă efort. La sala de fitness chiar am vorbit cu un tânăr care, deși nu practică sport de mult timp, s-a imunizat doar pentru a-și putea continua stilul de viață sănătos de care s-a îndrăgostit. De cât timp uh, mergi la sală? Uh, păi, de anul trecut ianuarie din 2021. Și cum a fost pentru tine să afli că din cauza că nu, faptului că nu ești vaccinat, nu mai poți să mergi la sală? Uh, păi, foarte urât, adică deja nu ce am ce să mai fac și mă rugam de mai că mai continuu că nu mă lăsa, că eu m-aș fi vaccinat de la început, că nu aveam treabă. Oricum nu pentru sănătate, mai mult pentru asta, deci doar pentru sală, că pentru pasiunea mea, practic, că, nu, că sănătatea mea fac aici, să zic. Deci... Deci te-ai put... vaccinat ca să da. Vii la sală. Da. Doar pentru asta. Este un stil de viață acum. Cam așa ceva. Decizia condiționării accesului în sălile de fitness este neînțeleasă atât de antrenori cât și de iubitorii de sport, întrucât specialiștii au confirmat că activitatea fizică poate fi un scut împotriva infecției cu COVID-19. Un studiu chiar a demonstrat că sportul poate prelungi viața, indiferent de vârsta la care începem să-l practicăm.